De față, putem spune că au fost momente de tensiune în care ați fost nervos cu liderul PSD sau cu miniștrii de a afirmat așa ceva legat despre Da, dumneavoastră? dacă ar fi foarte ferm și a urmări cu asiduitate niște termene și niște acțiuni, înseamnă a fi nervos, vă spun că o să fiu nervos în continuare. Am înțeles. Sunteți, practic, vi se reproșează că sunteți prea tranșant. Mi se pare că după 27 de ani de nefăcut nimic în anumite zone, mai poți să fii calm? Eu cred că cine e calm pe anumite zone nu înțelege absolut nimic din ce se întâmplă. Dacă vreți să fim calmi că nu avem autostrăzi după 27 de ani democrație, păi le urez succes celor care vor să fie calmi. Noi nu putem să fim calmi. Nu avem spitale și vreau să fim calmi. Nu pot să fiu calm. Dar credeți că s-au plâns anumiți miniștrii liderului PSD de a ieși public? Mă așteptam să vă spun acest lucru, dacă sincer, mai, între patru ochi, nu privat. Dacă sunt unii mai sensibili, durează 3 secunde să scrie demisia. Mă așteptam să vă spun acest lucru în privat, domnul Dragnea, nu prin intermediul mass media, de asta v-am întrebat. Nu știu ce înțelege domnia sa prin a fi nervos. Trebuie să-l întrebați, bănuiesc că aveți telefonul domniei sale. În ceea ce privește membrii cabinetului, tot liderul PSD spunea că sunt o serie de dovezi pe care le are și o să spună public dacă doi dintre membrii cabinetului pe care îl conduceți nu o să iasă public și o să admită că li s-a oferit funcția de lider al Partidului Social Democrat și a dat de înțeles că și dumneavoastră vi s-a propus funcția de lider al PSD de, citez, o zonă ocultă a statului român, în condițiile în care tot acestora și implicit și dumneavoastră li s-a spus că, citez, pe Dragnea îl vom aresta, o să-l băgăm la pușcărie, va dispărea, trebuie să să vă pregătiți pentru această poziție. În PSD, în permanență, din martie, a început să se spună acest lucru unor colegi. Nu comentez. Dumneavoastră, vi s-a spus așa ceva? Nu, mi s-a spus așa ceva, dar să spun o comentez, mi se pare. Dacă cineva a fost pus în postura asta, să iasă să spună.